Bună ziua, bine v-am găsit data de 9 aprilie 2024, foarte cald și continui lucrările care mi le-am programat pentru această dată. Între timp am activat și colectoarele de polen. Să vorbim un pic despre colectarea de polen. Există două metode de a colecta polen și acestea sunt în felul următor. Colectarea de polen fără sirop, asta înseamnă că albina o să-și facă grăuncioarele doar cu mieră, și colectarea cu sirop, adică apicultorul o să hrănească albinele cu sirop pentru a mări cantitatea de polen. Acum există o problemă în acest așa zis colectare, da? Să zicem. Există o problemă fiindcă polenul conține 30% parte glucidică. Există 30% parte glucidică din care dacă punem sirop, în mare parte o să fie acea parte glucidică, va fi o parte din acel sirop. Deci polenul va fi colectat și va avea în componență zahăr. Nu știu dacă este chiar așa corect acest lucru, adică să avem zahăr în componența polenului, dar se practică și cei care vând polen angro, așa, vor da sirop tot timpul. Acum, problema cu acel polen este în momentul în care ajunge la cei bolnavi de diabet, fiindcă și diabeticii, dacă polenul este curat și este pe miere, atunci poate să consume câte puțin, adică eu estimez la câteva grame acolo ar putea să consume, dar din cauza că se obține acest polen pe baza la siropuri de zahăr, atunci nu mai este recomandat în niciun caz celor cu diabet. Bun, pe altă parte există calitate inferioară a polenului și calitate superioară. Acestea sunt cele două aspecte care trebuie luate în considerare. Să aduc un pic o lăviță. Aduc o lăviță, deschid urdinișul la colonie. Că vreau să mut această colonie în partea dreaptă. O să mutăm colonia în partea dreaptă și pentru acest lucru trebuie deschis urdinișul. Acum să-mi iau eu aceste rame care sunt în plus, vor trebui curățate, am și miere. Trebuie curățate frumos și să mut cuibul în partea dreaptă.
avem și rame goale. Așa, rame bune de oat. Am mărit un pic imaginea, am dat un pic de zoom. Așa, de precizat că urmăresc căderea varoa zilnic, acidul formic, și este surprinzător pentru această lună cât varoa poate să cadă. Nu mă așteptam la o astfel de dezvoltare a varoa. Știam că există această posibilitate ca primăvara varoa să fie mai accentuată decât se credea, adică se poate mulți foarte, foarte bine. Nu ține cont de presupunerele, dar presupune că nu avem varoa în stup, nu există așa ceva, și folosind anumite tehnici se poate ajunge la astfel de rezultate negative, adică de a cădea varoa. Aici avem o ramă plină cu nectar și polen. Lângă această ramă am nevoie de ramă goală. Pun o ramă goală aici. După care rama cu puiet. Da? E cu puiet larvar. Mătcuța aici. Iată, e vorba de rase. Măcar aici am o carpatină. Haideți să vă arăt. Sper să se vadă aici în colț jos la mâna mea. Aici undeva. Matca. Deci aceasta este o matcă carpatină. Carpatinele nu sunt negre, carpatinele sunt mai dungate, așa, nu sunt negre. Negre sunt cele carnica și caucaziana, e neagră. Între cele două chiar nu fac diferența, dar carpatina, becau, lingustica și astea le știu, dar carnica și caucaziana, nici să mă împuști, nu le deosebesc. Iată, o, foarte bine și carpatina. Aici avem o matcă carpatina. Iată că am în stupină de toate felurile. Am și carpatina, am și carnică sau caucaziană și beca, mai mult ca sigur. Așa. O să am și trântori destui, se pare că nu o să fie problemă nici cu înmulțirea. Din câte știu eu, aceste regine carpatina, din câte le-am urmărit, sunt cele mai roitoare. Ele roiesc primele în stupină. Ca dezvoltare e destul de frumos. Așa.
Așa. Este foarte, foarte frumos ca dezvoltare, nu e nicio problemă. Ia să văd dacă a ajuns cu oatul până aici. Da? A depus ouă și aici. Urmează încă o ramă goală. O ramă goală aici și aceasta este mai neagră la culoare. S-ar putea să depună repede ouă în ea. Așa. Îi adaug rama cu mâncare care o avea și până acum, în ambele laterale. Și aici avem multă, multă păstură și miere. Bun, am extins destul de bine acest cuib. Am foarte multă miere la această colonie ca rezervă. Bun, cam atât am vrut să precizez în acest film despre polen. Eu îi adaug gramele goale sau pline și ne vedem în următorul film.